Bunul simț e cultivat în familie, în primul rând. Cei 7 ani de acasă și vorba lui Pruteanu, cei 700 de ani de acasă, înseamnă mai mult pentru un european decât pentru altcineva. Deci e vorba de un cumul de cultură și de cunoaștere care viața ți-l dă ție ca european. Dacă nu ai minte și ochi ca să le asimilezi, e prostia ta. Da, apropo de prostie, că există multă prostie în ziua de astăzi, din păcate eu spun cu regret, de ce credeți, ceea ce am observat eu și am mai spus-o și într-o altă emisiune, apropo, doamna a dat telefon și a spus că dumneavoastră faceți multe lansări de carte, deschideți expoziții, poate că a fost o idee foarte bună de a veni cu, de a vă implica în acest lucru, pentru că în afară de muzeul de artă sau muzeul de etnografie sunt foarte puține expoziții. Sunt puține, din păcate, cred că sala Victoria a fost luată, a fost de proprietar, bănuiesc, așa. Și sunt foarte puține. Și de ce în ziua de astăzi, părerea mea este că este o lipsă mare de cultură. Este, aveți dreptate. Este o lipsă mare de cultură. Ne axăm, eu n-am nimic cu calculatorul, că și eu lucrez acasă pe calculator, scriu pe calculator, mă informez de pe calculator, dar asta nu înseamnă că nu pun mâna să citesc o carte de-a lui Gabriel Stan, sau asta nu înseamnă că nu mă duc într-o expoziție, nu înseamnă, dacă nu știu, știu să cânt la pian câteva note, că am făcut numai 5 ani, asta nu înseamnă că nu mă duc să ascult un concert, nu mă duc la un teatru. De ce credeți că sălile acum au cam început să se mai umple, dar din păcate există, vorbind la modul general, deci luând lucrurile la modul general, există o lipsă crasă de cultură. Da, și vezi pe oameni apărând în fața ecranelor, nu există o vorbire coerentă. Mai discutam asta cu dumneavoastră. Oamenii nu știu să își exprime ceea. E cazul și la politicieni. Haideți să fim... Și aproape foarte, foarte mulți care apar în mass media, vezi și în scris, în ziare, greșeli, care... Nu cred că ar trebui să fie, pentru că este un reper. Orice om de cultură trebuie să constituie un reper pentru tânăra generație. Orice om care apare de foarte multe ori la televizor trebuie să fie un model de comportament, zic eu, sau măcar de a vorbi sau de a ști ceea ce face, nu? De meseria pe care o are. Nu te poți băga în alt spectru sau, de exemplu, eu nu pot să mă apuc să vorbesc de Beethoven sau de Bach, dacă eu nu l-am studiat, fac ceea ce știu să fac. E o problemă de bun simț. Fac ceea ce știu să fac, nu? Corect. Cum vă explicați? Hai să le luăm pe rând. Da. Ați vorbit de Muzeul de Artă. Chiar vreau să felicit pe directorul Arpat pentru imaginea nouă am fost ieri la un vernisaj superb al lui Hans Eder, un pictor brașovean puțin cunoscut de brașoveni, și poate că ar trebui ca Brașovul să-și pună pe blazonul lui și pe emblema lui valorile care noi am avut pictori extraordinari. Există acolo... Nu se poate numi o școală, dar despre mișcarea pictorilor brașoveni. Da, ar trebui niște săl de expoziție, muzeul ar trebui pe oare mai mare să e o problemă. Uite, m-a bucurat că a participat și Muzeul Bruckenthal. Există portretul lui Fritz Kim, se poate vedea cine merge să vadă această expoziție. Un alt pictor brașovean uitat și puțin cunoscut, sau sunt mulți alți pictori care nu sunt puși la locul lor. Tânăra generație nu-i cunoaște. Măcar prin aceste expoziții trebuie adus în fața Și sunt pictori de talie internațională, nu sunt pictori pe care să-i gândești numai la nivelul orașului sau la nivelul nostru. Ori lucrurile astea, tipul acesta de promovare, trebuie într-adevăr sprijinit de societate. Poți să dai, e normal, și Cronartul și toți pe care știu că sunt oameni de suflet în cultura din Brașov, toți fac mai mult decât
poate că merită sau decât trebuie sau toți, numai viața nu și-o dau pe... că o fac din pasiune, nu fac din... Bineînțeles, decât din pasiune. Dar dacă societatea ea nu are decizie în final, și nu vorbesc de decizie politică, pentru că poate că e prea mult să cere asta unui partid sau cuiva, dar e vorba de o hotărâre colectivă. Deci dacă brașovenii nu vor, ei în ansamblul lor, ca orașul lor să fie cel mai frumos, că este cel mai frumos, dar să fie și cel mai curat, și centrul culturii, asta depinde de noi toți, nu mai depinde... Și sunt, cunosc brașoveni adevărați în funcții importante și fiecare se străduie și face ce poate și ce cât, dar e dacă nu există răspuns, dacă nu există ecou din partea tuturor, lucrurile se pierd. Oricât mult bine îi face, rămâne o apă aruncată în deșert, nu rămâne nimic la suprafață. Ori e și o problemă de mentalitate, și o problemă colectivă. Așa. Care eu pot să fac o invitație și să spun, da, uite, miercuri acum o să avem vernisaj de icoane ale domnei Camelia Toma și o dublă lansare de carte. Aceasta e cartea domnului Florea Dudiță, o să o lansăm de 1 mai. De 1 mai. Incursiuni în universul diplomației. O carte excepțională, spun eu. Și o carte de care avem nevoie, pentru că Florea Dudiță atacă exact slăbiciunile noastre, exact ce spuneți dumneavoastră, miticismul a avut o... Deci tot ce, acolo unde noi suntem deficitari. Și dacă nu e o oglindă, pentru că asta e obligația omului de cultură, să-ți mai pună din când în când și o oglindă în față. Ia uite-te tu, mitică, la tine și hai să râdem, nițel, despre așa. Cum arăți, cine ești și ce gol ești, cum sunt tu agol, că n-ai nimic în cap și, de fapt, strigi și dai lecții. Și ca dai... fiecare să ne uităm în fiecare dimineață în oglindă și să vedem asta ce am și făcut. Înseamnă, de fapt, asta facem, și înseamnă, de fapt, mintea se bazează pe speculație. Toți care aud un om inteligent vorbind spune, e speculativ. Păi foarte bine, copilă, că e speculativ, pentru că speculum înseamnă oglindă. Așa foarte este. Bine că poți să privești în oglindă și poți să detașezi și să analizezi un lucru, că în interiorul lui nu-l poți analiza niciodată. Da. Haideți să mai auzim, pentru că timpul se scurge. Ce ne vei interpreta? Acum voi interpreta piesa Rămâi cu mine din repertoriul Andrei. Da. Adineori ai spus și am interpretat altceva. Haideți să te ascultăm. Oricum e o piesă frumoasă, după câte știu eu, dacă nu mă înșel.
Da, foarte frumos. Ai fost la Megastar cu cântecul acesta? Că eu parcă așa te țin minte. Da, am fost la Megastar. Da, da. Foarte, foarte frumos. Chiar cu această melodie. Da, da, foarte frumos. Și da, ce ai făcut? Câte puncte ți-au acordat așa, din curiozitate? Din câte țin eu minte, am luat... Aura Urzicianu e... Am luat 3 de 7 și un 6. Cât? 3 de 7 și un 6. Puțin ți-au luat. Puțin, da. Nici eu n-am fost mulțumită, dar asta dar e. Dar ai cântat în direct? Da. Și ai avut emoții. Și... am cântat, eu după părerea mea, eu sunt foarte mulțumită de felul în care am evoluat. Acolo. Important mai este, mi se pare, pe site, dar da, eu personal nu am acasă. Important este să aveți și voi să vedeți dacă nu cumva ați distonat sau ați... Nu, eu personal sunt foarte mulțumită. Dar... dar asta e, cineva trebuia să iasă, nu? Așa cum am spus, nu? Din păcate... Dar progresul vine din nemulțumire, nu din mulțumire. Așa este, dar din păcate și eu am copii care se duc la concursuri și să știți că pe unii descurajează, care sunt mai mici, pentru că văd nedreptățile. Da, dar trebuie antrenat copilul. Da, nu, trebuie antrenat. Eu am altă teorie. Eu spun așa. Se face o nedreptate, ok. 2, 3, 10. Nu se pot face 100. Deci, la un moment dat, pică. Și nedreptatea se întoarce, iar dacă copilul e antrenat, pentru că așa e viața, viața e subiectivă. Nu, poate să vină oricine și să critique orice. În momentul în care ieși pe scenă, în momentul în care ieși într-o expoziție, oricine are dreptul să vină să spună orice. Ce-i cu porcăria asta? Ce e năzbâtia asta? Da. E mintea lui, el nu înțelege, nu aude sau nu pricepe. Ori n-ai sau de ce nu vrea să aude sau nu vrea. Să priceapă. Ori n-ai de ce să te descurajezi și să intri în contact nu și să te influențezi, tuturor. Că n-ai cum să fii pe gustul tuturor, n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Și lumea e ca în povestea aia cu măgarul și bătrânul și cu orice faci și când car tu măgarul, tot nu-i bine. Deci nu poți să mulțumești lumea. Tu trebuie să-ți vezi. Eu am văzut câteva secvențe din acest concurs pentru că mie nu-mi place modul acesta de a vorbi foarte dur cu oamenii. Deci nu poți să-ți permiți pe un post de televiziune național să vorbești și mai ca la ușa cortului. Cred că ăsta e un spectacol al lor. E un spectacol, dar prea dur și pentru cel care se uită și pentru cel care este implicat. Dar ce s-ar întâmpla dacă voi ați răspunde la obrăzniciile lor? Nu știu dacă au nu voie. Cred că s-ar întâmpla nimic. Avem da? Voie, bineînțeles. Da, e bunul simț al fiecare dar aici. Dar știu că la o fetiță i-a spus că este puțin obraznică. Poate să-ți spună orice, tu poți să-i spui orice. Că ea știe, i-a spus, eu am cântat foarte bine, după părerea mea, și a spus-o pe un ton de ăsta și ea pe același ton, ca și cum a vorbit în jur, și atunci i s-a spus că e puțin obrăznicuț, așa. Nu, dar trebuie să accepti jurizarea. Eu la vârsta mea accept și n-am niciun fel de părere de rău dacă o lucrare e respinsă sau nu e acceptată. Asta este competiția și sunt puncte subiective. Trebuie să înțelegi că poate n-a fost starea de spirit în mintea lor să placă ceea ce ai trebuit tu să ai făcut. Nu deci, oricine... Trebuie să ieși în competiție. Asta e cel mai important lucru și să-ți vezi de și să mergi mai departe. Nu? E ca la Olimpiada. Da. Asta e. Așa, haideți să mai revenim la labirintul celor 12 simțuri. Este vorba despre adevăr, despre ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce spune acest Claudiu Coman. A ajunge la adevăr înseamnă să încercăm să devenim mai buni, spuneți dumneavoastră. Înseamnă să încercăm să devenim mai buni, să încercăm să facem o lume mai bună, să înțelegem că acesta este scopul, că cele 12 simțuri ne orientează spre înțelegerea acestui adevăr pragmatic. Și spune Claudiu Coman, cheile împărăției sunt la fiecare dintre noi, Gabriel Stan ne arată poarta spre ea. Da. Da. Avem haideți cheile. Să discutăm. Avem puțin... cheile și trebuie într-adevăr identificată poarta. De ce credeți? Să cauți... E un lucru foarte simplu. Ca să fiu pe înțelesul tuturor. Și e o problemă, poate că e și o problemă teologică complexă și puțin lămurită. Momentul în care omul se roagă, deci cel care crede în Dumnezeu, ce face? Și împreunează mâinile
și în intimitatea lui adresează un gând lui Dumnezeu. E o comuniune între forța supremă, între ceea ce e de nedefinit, de necuantificat, de ceea ce e peste mintea oricărui om și tine, nu? E calea, e o cale și are o anumită putere, are o anumită forță rugăciunea. Dacă o înțelegi și o crezi și o trăiești așa cum e ea. Dacă o înțelegi, nu numai dacă o faci de fața lumii. Nu, că nu trebuie să te rogi ca să te vadă ea, că tu pupi coane și te faci mătării. Te rogi